Xbreaker este sponsorizat de G2A. Prețuri mai mici decât alocația ta. Folosește codul DOMIX pentru cele mai tare oferte. Ei, salutare, prieteni, eu sunt Xbreaker. Bine v-am regăsit la un nou episod de Rupes 2017, cariera cu Steaua. Avem partidă cu CFR Cluj. CFR-ul, după cum bine vedeți, se află pe locul 2 la egalitate de puncte cu noi. Haideți să ne uităm puțin prin clasament să vedem cum stă treaba. Nu în Spania, că n-avem ce face. Nu știu de ce mi-apare aici Franța, dar e de fapt Liga 1. Haideți să vedem CFR-ul. 7 goluri marcate, 2 primite. Noi avem 10 goluri marcate, niciun gol primit. Ceea ce e foarte, foarte tare. Doar noi și CFR-ul ce avem maxim de puncte. Craiova este pe locul 3 cu 9 puncte. La fel și Gazmetanul. Pandurii, Mioveni, Voluntar, Botoșani, Concordia sunt jos. Dinamo totuși destul de jos și ea pe locul 8 cu doar 5 puncte. O victorie, două rezultate egalitate și o înfrângere pentru Câinii Roșii. Noi ne pregătim de această partidă cu CFR Cluj. O partidă extrem de grea. Trebuie neapărat să ne concentrăm să câștigăm această partidă pentru a ne detașa de CFR la 3 puncte. Nu este o diferență foarte mare, dar o diferență ce ne poate ajuta. Așa vom juca. Ăsta e primul 11 al nostru. Mergem să jucăm împotriva celor de la CFR. Jucăm pe Național Arena. Ori CFR, nu știu, voi ce credeți că se va întâmpla în partida asta? Eu cred că se vor da minim 3 goluri în această partidă. Să vedem. Național Arena arhiplină. Un nou sezon, o nouă șansă la titlu pentru noi. Încercăm și de această dată. Am fost eliminați din Cupa României. Din păcate, din nou în Cupa României terminăm destul de vreme, să zic așa, de Kipciu. Foarte bine avansează Kipciu. Poate centra Kipciu. Să vedem, de unul singur Kipciu. Kipciu nu obține nimic. Se luptă aici, să vedem pe Mincă. Degajează. O minge lungă acum, Săpunarul nu câștigă de la cap. Ramirez. În centru pentru Păun, foarte liber Păun. Iese Boldrin din defensivă, dar nu reușește să ajungă la balon. Carlos Antal. Frumos combină CFR-ul, o minge greșit aici, cât de frumos CFR-ul poate deschide scorul în aceste momente. Tătărușanu este la post și reține acest balon. Foarte bine Tătărușanu. Ocazie mare pentru CFR, o nouă pasă greșită de-a noastră. Haide mă, haideți băi băieți. Kipciu. Boldrin. Cam în spate cei trei Boldrin, Denis Alibek. Alibek, Kipciu. Cere mingea Ivan, o primește Ivan, o pasă bună, se poate marca la această fază, CFR-ul se apără bine, Boldrin, William de Amorim, tot cu Boldrin, Boldrin, n-are cu cine pasa, este faul la Boldrin, arbitru nu dă nimic, lasă legea, dar ce legea avantajului se lasă acolo, nu înțeleg această decizie a arbitrului, dar foarte bine revine tot Boldrin și recuperează acest balon. Ivan încearcă din prima pentru Denis Alibek. Când ajunge balonul acesta, Bine Stanciu, foarte bine. Alibek blocat perfect. William de Amorim, haide. Acum recuperarea. Încearcă recuperarea aproape de un foul. Nu s-a dat nimic. Arbitru din nou lasă jocul să continue. Foarte bine aici William de Amorim. Încearcă o pasă cu exteriorul greșită. Steaua are probleme cu CFR-ul în a pasa. Multe pase greșite date de băieții noștri. Să vedem totuși CFR-ul. Până acum ea a fost echipa mai periculoasă. Iese încă o dată Tătărușanu. Degajează balonul. Ivan pentru Boldrin. Boldrin foarte bine avansează aici. Îi pasează lui Ivan în tușă. Ivan ajunge la balon. Alibek, din nou mingea lui Ivan către Denis Alibek, nu ajunge la destinație, un fault al lui Boldrin, acum dai faul, a fost și cred că și un cartonaș galben, nu, este iertat Boldrin, o primă decizie controversată a fost în momentul în care lasă legea avantajului când Boldrin este faultat și automat nu din ajunge la balon, Boldrin a dezechilibrat și arbitrul, Tamaș! O comite Tamaș și Omrani marchează. Este 1-0 pentru CFR Cluj. Nu cred că Gabi Tamaș face o astfel de eroare. Mingea trasă vine la Tătărușanu. Mingea trasă ajungă în brațele lui Tătărușanu. Ce eroare! Ce eroare! Și iată primul gol primit de Steaua în campionat. Un gol pe eroarea lui Gabi Tamaș. Săpunaru. Mai departe pentru Denis Alibek. Se poate marca rapid Denis Alibek. Wow! Ce ocazie ratează Denis. Bună pasa lui Săpunaru, CFR-ul scapă, Mincă, nu știu dacă mai avea ce să facă la această fază. Minutul 31, scorul rămâne 1-0 pentru CFR Cluj, primul gol primit de ai noștri în acest sezon. Ivan, bine Ivan, Mincă, reține balonul.
Ce intervenție are Mincă de această dată foarte bună! A reușit să-l și rețină balonul. Oh, iată ce recuperare de Elisa Libec. Ivan, încă o șansă pentru Ivan. Ivan nu reușește să paseze și Mincă reține balonul. Degajează acum. Nascimento. Nu vie. Stanciu încearcă recuperarea. N-a reușit-o. CFR-ul joacă bine. Nu degeaba are 12 puncte. Al 8-lea gol marcat de CFR. Iată cum se poate marca încă o dată. E 2-0 pentru CFR Cluj. Eror din nou în defensivă. Cred că este Chiricheș cel aflat acum în prim planul unei erori. Hai să vedem CFR-ul. Are 2-0. Chiricheș este din dispozitiv. Tamaș ușor, ușor. Nici Junior Moraes n-are ce să facă. Tot ce nu este fără replică. 2-0 pentru CFR Cluj. În minutul 40. Alibe convinge lungă pentru Ivan. Ivan. Săpunaru. Săpunaru bine. Stanciu. Hai de Stanciule. Oh, Steaua are probleme. Probleme mari. CFR-ul are 2-0. Și joacă bine. Ivan o minge pentru Alibe. Mincă încă o dată reține balonul. Încă o dată Mincă. Mincă n-are ce să facă decât să degajeze acest balon. Ne apropiem de finalul primei reprize. O primă repriză dureroasă pentru noi. Ivan, ultima șansa noastră în această primă repriză. Ivan se duce cu către o centrare. Ivan, poate centra Ivan. Ivan vine cu o centrare pentru William de Amorim, care sare pe sub balon. Se termină 2-0, prima repriză. CFR-ul, iată, conduce după două erori în defensiva Stelei. N-am primit niciun gol până acum și primim acum două goluri pe erori. Două goluri pe erori. Mai sunt 45 de minute rămase pentru a întoarce această partidă. Să vedem dacă avem tăria, dacă avem puterea să facem acest lucru. Alibec. Oh, wow, Alibec. De ce n-a dat drumul la pasă? Nu înțeleg. William de Amorim aproape de recuperare. Are noroc CFR-ul la această fază. Boldrin aleargă în disperarea recuperării. Boldrin. Da, bine, blocăm, dar vin cu modificare. Deja fac schimbare pentru că nu mai are rost. Nu mai are rost să continue așa. Alibec îl schimb cu Andone. Tănase îl bag pe William de Amorim. Și cred că... Nu, atât. Momentan doar două schimbări. Momentan doar două schimbări. Denis Alibec, care nu a făcut până acum mare lucru, a și greșit pasele decisive, să zic așa. Iată CFR-ul. Ce frumos combină aici Junior Moraes. Tănase. Boldrin. Andone. A plecat Ivan. Pentru el este acest balon Ivan. Mingea însă foarte bine respinsă. În ultimul moment CFR-ul se apără bine momentan. Nu face aceleași erori făcute de băieții mei. No. Iată pe un. Bună pasa lui Păun, evită și faultul. Boldrin aproape de recuperare. Să CFR-ul a stat foarte bine acolo. Carlos, marcatorul unui gol. Gabi Tamaș, de această dată intervine bine. Stanciu. Tănase. Andone. Haide, îl bag pe Andone în locul lui Alibec. Dar nici Andone momentan nu face mare lucru. Minutul 62, avem nevoie de un gol până în minutul 70 pentru a mai spera la ceva. Andone pentru Ivan. Cât să alerge și Ivan. De unul singur în margine Ivan. Deposedat. Deposedat Mincă. Degajează balonul aici. Putem fi periculoși. Este offside la Andone. De ce nu te duci cu Ivan? Băi Andone. De ce te bag? Mai cer și mingea când ești în offside. Oh. Nu e bine ce se întâmplă. Momentan pe teren. Andone. Pentru Tănase, foarte bună pasă, să Tănase avansează de unul singur, Tănase. Tănase îi pasează lui Ivan, Ivan în careu, pasă pentru Andone, n-are cu cine pasa, Andone. Ivan încearcă recuperarea, pasă slabă dată de Andone. Îmi vine să-l schimb și pe Andone, deși l-am băgat acum 15 minute. Dar prea multe erori, prea multe șanse irosite și de el. Haide Boldrin, bine. Andone, acum o pasă bună pentru Tănase, dar cu cine să dea și Tănase în careu? Tănase vine cu o centrare, Ivan ajunge mai târziu decât jucătorul CFR-ului. Iată acum, Andone, ieși afară, o nouă schimbare.
Îl băgăm pe Nyerere. Îl băgăm pe Nyerere, nu mai gata. Gata, nu mai fac, nu mai accept nimic. Iese Andone, intră Nyerere, penalizat Andone pentru erorile. În această repriză secundă. Hai Boldrin, Kirikes greșește și Gabita, mă ajută, vine bine acum. O pasă până la bizonul Nyerere. Să-l vedem pe Nyerere ce va face. Alt dement și Nyerere. Acum pasează cu Tănase. Tănase pentru Nyerere. Greșește și el pasa. Iată Stanciu. Unde dă cu mingea? Săpunaru. Nu mai. Băieții s-au pierdut. Junior Moraes. Tănase. E faul. Nu se dă nimic. Nu se dă nimic, CFR-ul... Haide, băi! Nu, mai CFR-ul câștigă această partidă, nu mai are ce să se întâmple. Nu mai are ce să se întâmple, este minutul 87, CFR-ul are 2-0. Și câștigă într-o deplasare ce trebuie a fi foarte, foarte grea. N-a fost deloc așa. CFR-ul a jucat calm, n-a avut probleme, noi am găsit toate pasele. 3 minute de la margine. Ivan recuperează și aici se dă faul. Nu cred. Nici acum. Nici de această dată. Arbitrul nu intervine. Kirikes greșește pasa. Tănase. Călcâi bun pentru Nyerere. Nyerere. Stanciu blocat. Publicul cere un nou faul. Dar se termină partea. Arbitrul ăsta este complet dement. Complet dement. CFR-ul câștigă cu 2-0. Trece pe prima poziție în aceste momente. Craiova ia bătaie de UTA cu 4-0, nu cred ce rezultate au fost acolo. Pentru noi o astfel de înfrângere nu e bună deloc. Andone, Alibec slabi, oricum toată echipa slabă. Tătărjanul nu avea ce să facă, ce-i drept, chiar nu avea ce să facă. N-am văzut acolo ce s-a întâmplat. Oricum, haideți să facem selecția. Buș, Budescu, Tudorie vreau să-l schimb. Îl schimb pe Tudorie cu Radu Ștefan. Am nevoie de Radu Ștefan. Răzvan Marin, Maxim, Niță, Săpunaru, Vătăjelu, Kirikes, Ilie. N-am nevoie de Ilie. Să l-aș lua și pe Bănel, să văd cum mai joacă. Ciolacu, Moga, Străuz, Drăghici, Curileag, nu, Popovici, Maranda, Lovin, Daniel Niculae, nu? Căutăm noi jucători Bud, nu? Deac de la CFR Cluj, merită. Asta este... asta este lotul naționalei făcut. Două modificări acolo. Și se anunță acum și jucători. Avem și noi ceva jucători. Ar fi trebuit să iau. Popescu, ofertă de la Valencia. Stanciu de la Everton. Haideți să vedem ce oferte sunt. Haideți să vedem. Stanciu 20 de milioane. Andone 20 de milioane de la Fiorentina. Popescu 11 milioane de la Valencia. Ianis Agi 16 de la Olympiacos. E greu să fac ceva, dar mergem mai departe să vedem. Avem partidă cu Botoșani. Campionatul ăsta se anunță a fi unul dificil. Am început extrem de bine, nu mă așteptam să primim gol. Sau cu CFR-ul nu mă așteptam să primim gol, vreau să zic. Trebuie să câștigăm împotriva CFR-ului. Pentru noi orice punct contează, mai ales acum trebuie neapărat să ne apropiem de CFR, ce puțin să egalăm în 2-3 etape, dar CFR-ul acum joacă. Mi-e greu să cred că va fi învinsă de cineva. Junior Moraes. Stins și el în partida cu CFR. Iată acum, din nou erori, din nou pase greșite. Bine Boldrin, Iulian de Amorin ajunge la balon. Oh, ce s-a întâmplat aici? Șutul, Tătărușanu respinge. Botoșani începe în forță. Botoșani începe în forță și iarăși avem probleme defensive, iarăși pase greșite. Trebuie schimbat ceva la această echipă. Vreți să vă vând? O să vă vând dacă e ceva. Vine centrarea, iese Tătărușanu, boxează. Aleargă Stanciu.
Este aici și Denis Alibe, concentrare, Chiricheș, respinge balonul, William de Amorim, doar se uită, vine șutul, încă o dată Tătărușanu. Tătărușanu ne salvează de două ori în această primă repriză, erori din nou în defensivă. William de Amorim slab, din nou joc cu el pentru că vreau să joc în Champions League cu Tănase, titular. Tătărușanu ar fi trebuit să respingă, oh, riscant, riscant, ai supărat Tătărușanu. Extrem de supărat. Să vedem o nouă schemă a celor de la Botoșanu la această lovitură de colț. Ai grijă, tătă. Aici, din nou Tătărușanu. Nu vrea să rețină balonul. Îl respinge. Nu e offside. Gabi Tamaș. Foarte bine. Chiricheș. Chiricheș. O nouă eroare acestuia. Gabi Tamaș. Pasă acum pentru Săpunaru. Săpunaru din prima pentru Ivan. Ivan. Alibec. Stanciu. Bun dribling-ul lui Stanciu. Pasă pentru Denis Alibec. Alibec ține prea mult de minge, îi pasează lui Stanciu. Stanciu să pleacă de acolo. Nu înțeleg. O minge lungă. Gabi Tamaș n-are probleme, dar Elec foarte bine. A ajuns la balon. Noi pase greșite. În aceste momente Steaua are mari probleme. Asta se vede în jocul lor. Îl vedeți pe Boldrin cu mâinile în cap. Nu-și dă seama. Cred că nici nu-i vine să creadă. Ce erori se fac? William de Amorim, în loc să dea pasă din prima, el face preluare în acea zonă. Iată cât de frumos joacă Botoșaniul. Boldrin, William de Amorim. Alibec mai departe, bine încercat pentru Stanciu, n-a ajuns Stanciu la balon. Of, Andone dezamăgit și el după acea schimbare. Încă din, după, la doar 20 de minute după ce intrase pe teren, Alibec. Mai departe pentru William de Amorim. Vine William de Amorim. Poate centra William. O face în blocaj. Boldrin. Kipciu. 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 Nu se dă nimic. Chiricheș. Pasă acum foarte bună. Hei, e fault. E fault de cartonaș. De ce mai lași legea avantajul? Așa mi-ai făcut și în partida cu CFR Cluj. A trebuit un cartonaș galben. No. Este doar avertizat verbal. Să vedem aici intervenția. Una clar pe picior, nu are nicio treabă cu mingea, acolo trebuie acordat cartonaș galben, fără nicio discuție. Să vedem pe Boldrin, Boldrin, o centrare, nu dăm acolo, Săpunaru, vine Săpunaru cu un șut, oh, doamne, nu prinde cadrul porții, bun șutul lui Săpunaru, portarul Botoșanului, cred că era învins de acest șut al lui Săpunaru, pentru că am văzut reacționând foarte târziu pe Cobra, iată o minge, îi lăsăm să paseze. Foarte bine aici Stanciu, acum da, așa da Stanciule, pasă greșită pentru Denis Alibec, avem însă aruncare de la margine, forțăm și noi marcarea unui gol. Stanciu, o centrare, Ivan Sare, nu reușește, William de Amorim, nu e Boldrin, Alibec, Alibec, mult prea lent Alibec, Gabi Tamaș, până la urmă câștigă duelul, Chiricheș. Chiricheș, sper să nu fie offside la Ivan, dar nu știu dacă va mai ajunge Ivan la acest balon. Pasă mult prea lungă pentru Andrei Ivan, chiar dacă acesta are viteză bună. Greu să ajungă la acel balon. Haide, stai de Chipciule. Nu câștigă Chipciul duelul la cap. Gabi Tamaș. Bine cu capul pentru Stanciu. Stanciu, Alibec, William de Amorim. William de Amorim mai departe pentru Stanciu, Stanciu, șutul în blocaj al lui Stanciu, vine aici Chipciu, Chipciu, pasă cu Săpunaru, Săpunaru, o pasă bună și ce se dă, offside? Cred că se dă offside la Denis Alibec, da, este, la limită, dar este în offside Denis Alibec. Minutul 39 al partidei, Steaua, probleme în atac, probleme în defensivă, probleme cu pasa, Ivan, aici... Boldrin, până la Junior Moraes. Moraes greșește și el. Gabi Tamaș trebuie să faulteze. Gabi Tamaș trebuie să faulteze. Se uite la Junior Moraes și spune de ce face astfel de erori. Este cartonaș galben pentru capitanul nostru Gabi Tamaș. N-avea ce să facă. După eroarea cu CFR Cluj, Gabi Tamaș aici n-avea ce să facă. Trebuie să avem grijă. Putem primi gol. Tătărușanu încă o dată. Îngerul salvator, Tătărușanu, încă o intervenție, cred că este a patra în această partidă, Botoșanul, clar mai bună decât Steaua în prima repriză. Vine o centrare, iese Tătărușanu, din nou acea frică de a reține balonul, Boldrin,
Recuperează, îi pasează lui Denis Alibek. Denis Alibek așteaptă sprijin. Denis avansează. Avansează și pierde balonul. O nouă schimbare se anunță la pauză. Denis Alibek. Se dă fault. Se dă fault, dar nu așa. Nu așa. S-au dus cele două minute de la margine, respinge Gabi Tamaș, cred că aici se va pune punct final la 0-0 pe Municipal Botoșani între Steaua și Botoșani. O prima repriză slabă jucată de ai noștri, Chipciu, ia să-mi schimbi eu pe Chipciul, bă, Ovidiu Popescu, Budescu, în locul lui Stanciu, schimba aici, poate aici este problema, fac trei modificări, Tănase, îl bag și pe el, las pe Alibe, chiar dacă n-a făcut mare lucru în prima repriză, încercăm să schimbăm și în mijlocul, poate și el este de vină pentru ceea ce se întâmplă. În aceste momente, dacă nu vom da drumul la minge, nu vom face nimic. Alibek, o intervenție destul de tare a lui Alibek, o minge aici, cred că este Junior Moraes, da. Junior Moraes, haide băi, lasă-mi jocul să continue! Minge perfectă pentru Ovidiu Popescu și nu dă. El nu lasă jocul să continue, dă fault. Gabi Tamaș, Junior Moraes, Boldrin, din prima pentru Tănase, Tănase, Ovidiu Popescu, mai departe, Alibek, 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 slabul Alibek, astăzi foarte slab. Să vedem, trebuie să se replieze Junior Moraes, trebuie să replieze acolo, bine Botoșanul, tot în acea parte joacă, preluare, șut, Tătărușanu, este corner, mingea a fost deviată, încă o șansă. Încă o șansă pentru Botoșani. Cât va mai rezista Steaua în asemenea condiții? Cât va mai rezista Steaua în asemenea condiții? Gabi Tamaș, bine. Ivan pentru Denis Alibek. Alibek, bună preluare cu un om în spate. Alibek mai departe pentru Tănase. Tănase în fața golului. Tănase vine cu șutul și ce golanță! Gol, 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 gol! Tănase! Wow, doamne, ce bombă, Cechiule, a venit clubul Porții Alibek aici cu doi oameni în spate, îi reușește să îi paseze lui Tănase, Tănase, n-avea cum să mai continue, a ales să șuteze, șutează imparabil, 1-0 pentru Steaua împotriva Botoșani, deși spun că nu este drept acest scor, nu este drept, dar Botoșani nu a reușit să marcheze, o facem noi la prima șansă. Tănase introdus în repriza secundă, are un șut și o execuție fenomenală și iată că Steaua reușește să deschide scor. Să vedem acum cum va rezista Botoșanu, este fault. Este fault fără discuții, Vașvari va vedea și gardonașul Graven fără discuții. Budescu supărat, ai. Să vedem cum joacă Steaua această fază. Boldrin pasă cu Budescu, Budescu pentru Junior Moraes, Junior Moraes, Tănase, Tănase, slab la această fază, foarte bine, vine o centrare, Ivan pentru Ovidiu Popescu, cred că era acolo. Gabi Tamaș a vrut să facă preluare pe pe, intră Cucu în locul lui Elec, nu înțeleg oricum, o nouă eroare și a lui Gabi Tamaș. Recuperăm balonul aici prin Ovidiu Popescu. A plecat Ivan, pentru el este acest balon, Ivan, Ivan, 2-0, eroare în defensiva Botoșanului și Ivan punctează pentru 2-0, bună pasa lui Ovidiu Popescu pentru Andrei Ivan, acesta nu iartă pe portar și îl învinge, 2-0, iată ce pasă bună, preluare greșită a fundașului de la Botoșan. Șutul lui Ivan este imparabil, bine a plecat și a urmărit balonul. Ce frumos, preluare cu stângul, șut cu stângul, 2-0 pentru Steaua, o repriză. Ce, iată mai bună, minutul 65, reușim să dăm două goluri în 20 de minute. Dacă prima repriză n-am avut o șansă, o ocazie, iată cum am schimbat mijlocul Stanciu Chipciu și lucrurile s-au schimbat și în jocul nostru. Ovidiu Popescu, Popescu, deposedat corect, da. Boldrin, hai Popescule, ridică-te, n-avem timp să ne plângem, avem 2-0, dar încă nu este jucată partida. Bine Budescu,
Alibec, mai departe pentru Ovidiu Popescu, Ovidiu Popescu, așteaptă mingea Tănase, Ovidiu Popescu avansează de un singur, Ovidiu Popescu, șutul său este blocat. Egoist la această fază Ovidiu Popescu. Oh, așteaptă balonul jucătorul nostru, Gabi Tam, așa aproape de un fault. O minge lungă, aici trebuie să vină Junior Moraes. Haide Junior, deposedat, Botoșanul ratează o șansă enormă prin Perez. Nu vrea să dea gol Botoșanul, nu vrea să dea gol, asta e clar. Asta e clar, Botoșanul nu vrea să marcheze astăzi. 15 minute, un stadion arhiplin. Așteaptă golul Botoșanului, un gol ce i-ar băga din nou în joc. Tănase, pentru Alibec, unde te duce Alibec? Mingea ajunge din nou la Denis. Denis, bun driblingul. S-a dat offside, cred. Dar de ce să dai offside? În fine. Mergem pe decizia arbitrului. Asta este. Dacă așa a considerat. Gabi Tama se cere faul, nu se dă nimic. Tănase pentru Denis Alibec. Alibec, Alibec, blocat în ultimul moment, blocat în ultimul moment, lasă și tu jocul odată să continue, nu-l mai opri la fiecare secundă. Supărați fanii Botoșanului, Steaua are 2-0, deși teoretic nu prea merita, dar asta este Constantin Budescu, introdus în repriza secundă, el are șuturi foarte bune, Constantin Budescu, peste poartă, exagerează cu șutul ăsta Constantin. Timpul trece în favoarea noastră, avem 2-0 împotriva Botoșanului. Mă mir că am scăpat fără gol primit în această partidă. La ce ocazie a avut Botoșanul? Nu știu cum de-am scăpat. O nouă recuperare, Constantin Budescu. Faul clar, dar arbitru lasă jocul să continue. Popescu, pasă mult prea lungă dată de Boldrin. Boldrin, Alibec pentru Ovidiu Popescu, Ovidiu Popescu, 3-0, 3-0, bine băi Popescule, bine băi Popescule, iată, are ofertă de la Valencia, probabil scouterii celor de la Valencia au venit să-l vadă și la această partidă. Ovidiu Popescu reușește să marcheze din pasa lui Denis Alibec, ținut aici, reușește totuși să marcheze. Cobra n-are ce să mai facă, Botoșanul este condusă cu 3-0 pe final de partidă. Șucu dreptul, nu, șucu strigul, mă scuzați, un șut frumos, imparabil. Botoșanul 0, Steaua 3, este o mare problemă a Botoșanului în aceste momente. N-a reușit să marcheze, nu știu cum, dar n-a reușit Botoșanul să marcheze. La ce ocazie a avut? Am avut cei drept și noroc cu Tătărușanu, aici e fault. Aici e faul la Ivan, nu s-a dat nimic, Boldrin, Boldrin, ce tackling dur la rupere, din nou șansă pentru Botoșan, Gabi Tamaș, poate vedea cartonașul roșu, Botoșanul, încă o dată Tătărușanu, încă o dată Tătărușanu și se termină partea, 3-0 pentru Steaua, împotriva Botoșanului. N-a revenit după acea partidă cu CFRN, care am pierdut cu 3-0, Cobra foarte supărat și are... De ce să fie supărat? O eroare mare în defensiva Botoșanului, a adus deschiderea scorului. Aici Tătărușanu, aici din nou, deși mingea ieșea în afară, Tătărușanu a respins. Ocazia lui Săpunaru acum, vedem șutul lui Săpunaru, preluare și șut din drop. Cam greu a reacționat Cobra, a văzut greu mingea. Câștigăm, nu știu, dacă stăm să ne uităm la cum a jucat prima repriză și a doua repriză, este o diferență totală. Haideți să vedem ce face CFR-ul. Ia bătaie cu 3-0 de Viitorul. Așa ceva. Așa ceva. Avem cele mai multe goluri marcate noi și cu Utara. Noi, după vine Utara, 12 goluri marcate. Cea mai bună defensivă este a noastră. În ultimele 4 partide am câștigat, am luat bătaie de Panduri. Avem 2 victorii și 2 înfrângeri, ceea ce nu e bine deloc. Iată și echipa Luni, Obrani, Gavra, Eric, Hlistei, Matson, Purece, Benzer, Gugu, Bejan, Filip și Tătărușanu în poartă, care a fost îngerul nostru salvator. Ne așteaptă o partidă în Champions League cu Legia Varsovia, o partidă ce vom vedea în episodul viitor. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine până la finalul episodului. Nu uitați de like, share, subscribe dacă v-a plăcut. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!